Nu-i așa că emisiunea aceasta devine încet, încet acasă atunci când prietenele se reunesc. Sunt tare bucuroasă că sunteți alături de noi și sunt tare bucuroasă că alături de mine aici în studio sunt din nou Magna și cu Lidia. Bine ați revenit! Bine te-am găsit! În mare parte sau într-o oarecare parte, nici nu știu, vom vedea cum va curge discuția noastră, vrem să reluăm din ce am povestit noi în urmă cu câteva emisiuni, pentru că, cum mereu spun de fiecare dată, discuțiile nu sunt exhaustive, nu le putem epuiza nici măcar în două episoade, dar aminte într-unul singur, așa că mă bucur că ați revenit și putem să ducem discuția mai departe, ca și atunci când, nu, ca și cu prietenele, când ne revedem, o luăm de unde am lăsat-o, așa că, Magda, dacă data trecută am început cu tine, începem tot cu tine. Păstrăm tradiția. Păstrăm tradiția, da. Da. Vorbeam data trecută despre importanța așteptărilor corecte și comunicate în relațiile de prietenie și spuneam atunci că deseori dezamăgirile noastre provin datorită unei comunicări deficitare sau poate a unor așteptări nerealiste în relațiile noastre de prietenie și cred că într-o oarecare măsură fiecare dintre noi putem să confirmăm lucrul ăsta din experiențele noastre proprii. Și tot din experiențele noastre proprii putem spune că uneori dezamăgirile noastre nu pot fi puse pe seama acestor lucruri, ci poate doar pe seama naturii noastre păcătoase. Pentru că suntem conștiente că atât noi, cât și orice altă ființă umană cu care interacționăm, suntem departe de perfecțiune. Și în acest context, nici relațiile noastre de prietenie nu o să fie scutite de conflicte sau diverse probleme. Și întrebarea care se ridică e cum gestionăm dezamăgirile astea? Cum ar trebui să arate procesul de iertare atunci când dezamăgirea asta nu vine pe fondul unor așteptări nerealiste sau unor probleme de comunicare, ci parcă te și surprinde, știi, uneori nu te așteptai poate de la persoana respectivă să-ți greșească în felul ăsta și pur și simplu, nu știu, te găsești dezarmată și nu știi cum ar trebui să acționezi și cred că uneori ne mai luptăm, dacă aș putea să zic așa, cu ideea asta că noi ca și creștini avem îndatoria de a ierta și de a merge mai departe și de a ne comporta la fel ca și cum poate nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar nu tot timpul poți să faci asta. Și atunci, cum ar putea să arate procesul ăsta de iertare într-o astfel de dezamăgire? Magda ne-a luat tare de la început. Doar ca că nu vreau eu să dau prima răspunsul, o las pe Lidia să spargă gheața. Cred că tot în discuția pe care ne-am avut-o data trecută, am vorbit despre, dacă bine mi-amintesc, despre ideea asta că e normal să trăim ca și creștini un spectru larg de sentimente. Și ce spuneai tu mai înainte, că e cumva, simțim presiunea asta că fiind creștini, având, trăind o credință activă, autentică, spunem noi, cumva credem că toate lucrurile după ce am trecut de punctul ăsta al iertării ar trebui să arate ca și cum niciodată nu s-ar fi întâmplat nimic. Unele situații lasă niște urme destul de adânci și pur și simplu nu te poți comporta ca și cum. Asta nu înseamnă că ții ranchiună sau că n-ai iertat, dar pur și simplu cred că suntem oameni și nu putem să neapărat tot timpul să fim din nou cu același zâmbet și același spirit, așa ca și cum nimic n-ar fi fost niciodată, dar o las pe Lidia și apoi între timp îmi adun și eu gândurile. William Blake, un poet englez, spunea că cel mai greu este să iertăm pe prietenii care ne greșesc. Și cred că avea dreptate pentru că tocmai de la prieteni avem așteptări, așteptări să se poarte cu noi astfel încât să nu ne rănească, să nu ne dezamăgească, să nu ne greșească, să ne îndeplinească anumite dorințe și așa mai departe. Dar totuși, pentru că noi suntem urmașile lui Hristos, trebuie să călcăm pe urmele Lui. Și atunci ce facem în relațiile acestea? A venit Petru la un moment dat la Domnul Iisus și l-a întrebat: de câte ori trebuie să-l iert pe fratele meu? De 6, de 7 ori?
ne gândim atunci că probabil Petru avea în cap o persoană, nu? Care posibil să-i fi greșit deja de vreo ținea 6 acolo, ori, care îl ținea scorul și spunea, încă o dată îmi greșește și gata, am terminat-o cu el. Știind că 7 este cifra perfectă. Aici e limita. Da, exact. Și ce face Domnul Iisus? Ce răspuns îi dă? Probabil unul care a picat foarte greu și cu zgomot mare pe umerii lui Petru. Spune, eu nu-ți spun să ierți de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Eu nu sunt foarte bună la matematică, dar un calcul simplu ne spune că ar fi vreo 490 de situații în care o prietenă, un prieten, ar trebui să-mi greșească, astfel încât eu să... Să ajung la limita, ajung la limita răbdării, da? Și să închid ușa, să mă retrag, să plec de acolo, să și spun ceva. Dar de multe ori nu ajungem în relațiile noastre la un asemenea număr. Și aici nu e vorba despre număr, este vorba de fapt despre o atitudine pe care ne-o cere Domnul Iisus. Și sigur că spunea Adelina că e foarte greu să fii același într-o relație în care ți s-a greșit mult, ai fost dezamăgită și e foarte greu la un moment dat să treci peste supărările pe care le-ai trăit, le-ai experimentat în cadrul acelei relații. Însă noi până la urmă trebuie să lucrăm cu noi însene, da? Să dobândim această capacitate de a ierta precum a iertat Iisus și putem face asta doar prin iubire. Nu există altă cale decât iubirea, așa da. Cum... Da. Iartă-mă, zi că apoi completez eu. Iubirea lui Dumnezeu ne permite să restaurăm relații, dar nu vom putea restaura nicio relație până nu rezolvăm problema cu persoana respectivă. Eu, spre exemplu, cred că dacă apare un nod, o piedică undeva într-o relație, trebuie să ne ducem acolo și oricât de dureros ar fi, trebuie să desfacem nodul, da? Și să vedem de unde au pornit toate lucrurile, de ce ne-am blocat acolo, ce s-a întâmplat acolo, oare am acordat prea multă încredere cuiva care nu a meritat atât de multă încredere, mi-am deschis inima poate pentru o persoană fără să fiu precaută, fără să mă gândesc că ar putea să mă lovească la un moment dat. Și ca un scurgând, orice, cred că orice prietenie presupune un risc de soiul acesta. Absolut, absolut. Pentru că intrăm în relațiile de prietenie poate prin inițierea unui dialog și dialogul ne duce spre alte dialoguri și uite așa mai departe, ajungem să ne cunoaștem una pe cealaltă, aprofundăm lucruri despre noi, vedem cum suntem, cum reacționăm. Însă un prieten adevărat face tot ce îi stă lui în putință, încât celălalt să se simtă bine în relație cu el. Și felul în care răspunzi la o astfel de prietenie atrage și felul în care celălalt îți răspunde. Pe de altă parte, cred că sunt foarte multe ramificații de obicei la o situație de conflict, pentru că cred că, uite, de exemplu, o ramificație destul de dificilă este ce faci atunci când cealaltă persoană nu vrea să meargă la nodul acelea probleme și să rezolve neapărat. Nu există acea reciprocitate neapărat de a căuta care e fondul problemei. Asta e o variantă. Pe de altă parte, eu mă gândesc că eu sunt genul de persoană care urăște conflictul. Deci, pe mine și dacă, nu știu, am sunat-o, să zicem, pe Magda și am eu impresia că am zis ceva ce s-ar fi putut înțelege greșit, nu pot să stau liniștită. Deci e un sentiment care pe mine mă consumă din start când știu că există orice stare de conflict cu, mai ales cu prietenii apropiați, dar și cu oamenii în general cu care interacționez sau colaborez. Și da, vrei să rezolvi treaba asta cât de mult se poate și cred că sunt destul de grabnică la iertare și nu o spun cu, cu nu știu, mândrie neapărat, dar doar pentru că nu îmi place conflictul, sunt destul de grabnică la iertare și dacă am învățat ceva, e, apropo de exemplu pe care tu le-ai dat, Lidia, cu Iisus și cu Petru și răspunsul pe care îl dă Iisus lui Petru, eu cred că șansele nu se numără.
Pentru că cumva mereu ne punem în minte treaba asta, câte șanse să mai dau acelei persoane, știi? Unde să mă opresc? Da, pentru că ne frustrează felul în care ne tratează și suferința din relație. Și cred că, exact cum spuneam, legat de multiple ramificații, cred că sunt unele relații care la un moment dat devin toxice. Și toxic înseamnă ceva diferit pentru fiecare dintre noi. Poate că, nu știu, ce atitudine sau ce gest pe care cineva îl face. Dau un exemplu care îmi vine în minte, faptul că te minte și în mod consecvent cumva depistezi problema asta. Ei, la un moment dat, nu e vorba că nu ierți și că nu iubești, dar pentru tine devine o chestie prea toxică și asta nu înseamnă că nu mai oferi o șansă, asta pur și simplu înseamnă că ai ajuns la punctul ăla omenește vorbind în care relația trebuie să se... Faci un pas înapoi. Exact, exact. Îmi vine în minte un verset din Proverbe care spune: rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Dar cred că rănile astea aici, nu știu, se referă poate la rănile pe care ți le-ar cauza, nu știu, când îți spune ceva ce ar trebui să corectezi la comportamentul tău. Când o critică adevărul constructivă, știi, un adevăr care poate ți-e greu să-l auzi, dar e folositor pentru tine să-l auzi. Sau, nu știu, te îndrumă și îmi spune: uite, aici nu acționezi așa cum trebuie. Și sunt lucruri care te dor și dar astea sunt lucruri care dovedesc că persoana asta totuși ține la tine, știi? Dar când ajungi într-o situație în asta, cum spuneai tu, Adelina, în care relația s-ar putea să devină toxică, știi? Adică tu să trebuiască în mod constant să poate să te lupți cu trădarea celuilalt, cu minciuna, să nu poți să ai încredere în persoana respectivă. Știi, cred că astea sunt situații în care... N-aș condamna pe nimeni dacă într-o astfel de situație ar face un pas înapoi din prietenia respectivă, știi? Deși nu fără să ierți, categoric, tu trebuie, și aici cred că ai mai mult de lucru în interiorul tău, știi, să-l ierți pe celălalt, tu trebuie să te confrunți cu tine, uite, trebuie să ierți, dar nu tot timpul cred că trebuie să mergi înainte cu prietenia respectivă, pentru că s-ar putea să-ți dăuneze poate mai mult decât să te ajute și pe tine și pe persoana cealaltă. Pe de altă parte, pentru că ai întrebat cum ar trebui să arate iertarea în contextele astea, poate că sună clișeic, dar creștinește vorbind, noi știm că iertarea nu, de cele mai multe ori, nu este ceva instinctiv, natural, este un act al voinței, dar realizat, cred eu, printr-o conștiință în ceea ce ne privește, o conștiință sau informată de beneficiile iertării. Adică noi, ca și creștini, am experimentat ce înseamnă iertarea aceea deplină și știind ce putere transformatoare și cum poate să îmbunătățească calitatea vieții, procesul ăsta al iertării, cred că ar trebui să avem o altă abordare și nu cred că ar trebui vreodată să se pună problema de a hai să ne gândim dacă să iert persoana asta sau să nu iert persoana asta. Da, corect. Eu, spre exemplu, sunt o persoană, da, nu mă laud nici eu ca și Adelina, deși așa pare în emisiunea asta, că o facem, dar nu facem asta. Da, nu facem, promitem. Da. Acord foarte multe circumstanțe atenuante oamenilor la care țin și în special în relațiile de prietenie, tot timpul acord circumstanțe atenuante. A fost ceva, s-a întâmplat ceva, sigur n-a vrut să spună chiar așa, probabil că era supărată, poate, cine știe, mă tot gândesc și caut să-l scot cumva nevinovat în proprii mei ochi pe cel care m-a dezamăgit și care mi-a greșit la un moment dat. Însă dacă relația de prietenie nu este neapărat una adevărată, profundă, și e mai degrabă o relație conjuncturală în care senzorii interior îmi dau de înțeles că, de fapt, persoana respectivă nu urmărește să se conecteze cu mine de la inimă la inimă, să construiască o legătură cu mine bazată pe sinceritate, pe ceea ce simțim, pe o învoială la care cădem de comun acord. Când sesizez asta, atunci mă uit așa cu mai multă atenție la persoana respectivă și
se întâmplă în relațiile toxice când le identificăm, că nu le identificăm întotdeauna. Da. Aici e problema. Sau le identificăm destul de târziu. Exact, da. Stăm mult timp într-o relație toxică până să ne dăm seama că ajunge să ne afecteze pe noi. Dar când începe să ne afecteze, pentru că da, suntem tolerante, suntem îngăduitoare, pline de bunăvoință în relațiile cu cei din jur, dar când începe să ne afecteze, riscăm să devenim și noi toxice la rândul nostru. Și cum identificăm o relație toxică? O persoană care în relație cu noi are un comportament toxic. Cumva ar părea simplu. E acea persoană care are dorința de a menține controlul, de a fi dominantă, de a își impune punctul ei de vedere, de a duce lucrurile doar, de a face ca lucrurile să se întâmple doar în interesul ei și care nu ține cont de cum te simți tu în toată povestea asta. Da, sau aș spune, eu în mintea mea, de exemplu, aș defini o relație toxică ca fiind acea relație care, și aici vorbim de prietenie, că sunt diverse tipuri de relații, unele în care, în funcție de contextul în care ești pus, trebuie să dai mai mult decât primești. Dar într-o relație de prietenie, atunci când te simți epuizat, cred că ăla este un semnal de toxicitate. Când tu nu mai primești nimic din prietenia aia și nu mai dai și ajungi efectiv la o epuizare. În schimb, Magda, ce mi-a trezit în minte discuția asta cu iertarea, apropo de mărturisile noastre foarte sincere, că să ne fie cu iertare, că ne vine destul de ușor să iertăm pe ceilalți. Ei, reversul pentru mine este că îmi vine foarte greu să mă iert pe mine însă. Nu știu cum trăiți voi asta, când voi faceți ceva intenționat sau neintenționat și se generează o stare de conflict într-o prietenie pe care o prețuiți, mi-e foarte greu. Da, asta urma să fie întrebarea pe care să o discutăm în continuare. Dacă aș putea o scurtă concluzie la ce discutam mai devreme, aș zice că ar trebui poate să nu ne grăbim să renunțăm la oamenii din viața noastră, la prietenii noștri, chiar dacă ne găsim poate în situații repetate în care să fim dezamăgite, dar să nu ne grăbim să renunțăm la oameni, pentru că nu știu, cred că nu știi niciodată care e impactul ăla pozitiv pe care relația ta de prietenie cu cineva poate să-l aibă în viața, să-l aibă în viața acelei persoane, știi? Și atunci cred că să ne fie mai ușor să iertăm și mai greu să plecăm din prietenie. Și legat de ce zicea și tu, Adelina, cred că și mai dificil e când tu ești cea care trebuie să meargă și să zică, uite, am greșit, îmi pare rău, e dificil să îți recunoști vina sau să recunoști că ai greșit și nu știu cum dai loc vindecării în momentul în care tu ai fost cea care o cauzat durerea. Cred că la mine nici măcar nu e gestul ăsta. Pot să-l fac și de-abia aștept să-l fac, să-mi cer iertare, pentru că, cum am spus, vreau să se rezolve problema cât mai repede. Dar, pe urmă, mai ales la o fire introvertită, procesăm și tot procesăm și tot internalizăm și cumva mereu îți faci procesele astea de conștiință și, efectiv, de multe ori, faptul că supraanalizăm încetinește procesul de iertare a sinelui. Nu știu, asta, adică eu mereu sunt foarte supărată pe mine când fac ceva și fără să vreau și a dus la o stare de conflict, mă împovărează grozav de tare. Aici trebuie schimbat ceva. Unde trebuie schimbat? Să nu te superi acum. Hai că acum spus să așa nu te superi. Am făcut și o mărturisire bună și o mărturisire mai puțin bună. Dacă Iisus ne-a iertat, El care e sfânt, da. Cu atât mai mult noi trebuie să ne iertăm, să găsim în noi resursele necesare prin care să ne acordăm iertarea pe care oricum ne-a acordat-o El în avans. Adică nu există ceva ce eu să greșesc de acum înainte în relația mea cu oricine, ce dacă îi mărturisesc lui Iisus, El să nu poată ierta. Și dacă Domnul Iisus în suveranitatea și în sfințenia Lui a găsit cu cale și să-mi dea și mie statutul de copil neprihănit, da, și să mă ierte, atunci cu atât mai mult eu, prin
a plecare la cruce, trebuie să găsesc acolo acea umplere din Dumnezeu care să mă vindece, să îmi dea puterea să mă iert și mai mult decât atât, după ce mă iert, să mă duc și la persoana pe care am dezamăgit-o și să îmi asum răspunderea pentru ce am greșit și să mă pocăiesc, practic. Da. Despre asta e vorba. Da. Și să nu ne punem noi standarde mai înalte decât ne pune însuși Dumnezeu, știi? Adică singura condiție e să-ți pară rău de lucrul respectiv și să-ți ceri iertare pentru el, știi? Și tu să mai vii după aceea și singură, știi, să-ți pui alte standarde. Trebuie să mai fac asta, dar uite, nu mă pot ierta pentru că, știi? Dar cazul ăla de Lini, sau ce ne spune ea... Faceți studiu de caz, vă rog frumos. E mai fericit decât alt caz în care ce facem? Dezamăgim, după care dăm curs la acel dialog interior în 4 acte, ca la teatru, și începem să căutăm justificări. Da? Eu n-am greșit așa de tare. Dacă nu-mi spunea ce mi-a spus, eu nu i-aș fi spus asta, n-aș fi răspuns așa. Am fost îndreptățită să mă port așa cu ea, pentru că uite ce mi-a făcut. Și atunci când căutăm justificări pentru comportamentele noastre mai acide sau pentru acțiuni prin care dezamăgim și alte fapte prin care le greșim celor cu care ne aflăm într-o relație de prietenie, e greu să ajungem la calea prin care să ne asumăm răspunderea și să ne ducem să reparăm, să luăm relația de unde a rămas și să spunem, da, uite, eu aici am greșit, într-adevăr. Dar e greu să ajungem acolo. Avantajul pe care, dacă putem să-l numim așa, pe care copiii lui Dumnezeu îl au, este că după ce trecem de prima etapă a acestei faze în care comunicăm mult cu noi înșine și ne căutăm scuze și încercăm să ne scoatem nevinovate, apare totuși neliniștea. Pentru că ne raportăm la adevărul lui Dumnezeu și vine conștiința pe care Dumnezeu a pus-o în noi și începe să ne arate ce e adevărat și ce e fals din tot ce am procesat noi. Și când privim la lucrurile astea, ne dăm seama că nu toate argumentațiile noastre stau în picioare și că nu suntem așa de nevinovate cum păream la început. Și de aici până la a căuta să ne îndreptăm, e nevoie doar de încă un mic pas. Curajul, să te duci și să spui. Date acolo câte binecuvântări se revarsă peste o relație, da, da. Și... Exact ce spuneam, că iertarea și iertarea celuilalt și iertarea față de noi înșine transformă, efectiv, transformă viața, transformă calitatea vieții, calitatea relației și când știi ce multe beneficii poate aduce, cred că ar trebui să ne asumăm acel curaj. Eu aș vrea să introduc în discuția noastră o altă bucățică care a fost cumva inspirată de ce ai adus tu în discuția asta, Magda. Pe de altă parte, mărturisesc, că dacă tot mărturisim astăzi grămadă, mai mărturisesc încă ceva. Am o frământare personală și nu știu, poate chiar o mâhnire, care are de-a face cu realitatea faptului că există sezoane în prieteniile noastre. Cu alte cuvinte, ca să mă explic mai bine, cred că unele relații, sau poate multe dintre relațiile pe care le avem de prietenie, cu unul sau mai mulți oameni, nu sunt menite să dureze o viață întreagă. Uneori sunt relații care pur și simplu din motive obiective se termină la un moment dat, că te muți într-altă țară, într-alt oraș, că treci într-o altă etapă de viață, că sunt lucruri, viața e dinamică și relațiile sunt dinamice. Pe de altă parte, cred că sunt și acele relații care, eu am avut parte și de relații foarte profunde, care le vedeam BFFs, cum se spune, pentru totdeauna. Și s-au terminat din motive destul de puerile, adică n-a fost neapărat un conflict, dar au fost niște lucruri care nu te așteptai ca ceva atât de minor
să poată dizolva o relație. Pe de altă parte, am și câteva relații care sunt exact opusul, pe care nu le-aș fi văzut rezistând în timp, tot din cauze obiective. Spre exemplu, vine o prietenie anume în minte, e o prietenie începută în liceu, în perioada liceului, niciodată n-am locuit în același oraș. Mai mult, au fost perioade în care eu n-am locuit în țară, eram plecată, cu tot o altă dinamică de viață, comunicam destul de puțin. Pe urmă, după ce m-am întors, ea deja trecuse într-altă etapă de viață, soția, apoi mămică. Foarte multe lucruri s-au schimbat și premisele erau ca relația asta să nu dureze. Ei, este una dintre cele mai solide relații de prietenie pe care le am. Și asta pentru că relația asta în speță nu a depins atât de mult de aspectele astea obiective. Dar revin la ce spuneam, cred că nu toate relațiile sunt menite să dureze pe viață și cred că ce e cel mai important, pe mine mă mâhnește ideea asta. Asta spuneam că e mâhnirea personală, pentru că cumva așa cum nu-mi place conflictul, nu-mi place nici ca să pierd ceva și mai ales, sau cu atât mai mult o prietenie. Nu-mi place ideea asta și mă frământă de multe ori și apropo de procesele de conștiință, de multe ori mă gândesc oare ce aș fi putut eu să fac altfel. Eu știu despre mine, tot din seria mărturisirilor, că, paranteză, cred că ar trebui să schimbăm denumirea acestei misiuni, să facem confesiuni cu Adelina. Îmi cunosc limitările și știu că una dintre limitările mele este că eu nu sunt firea aceea energică. Sunt foarte multe persoane care non-stop scriu mesaje, răspund la mesaje, sună, vorbesc încolo și încoace. Eu n-am energia și îmi dau seama că multe dintre relațiile pe care le-am pierdut au fost și din pricina faptului că nu am reușit să le susțin din punctul ăsta de vedere, mai ales relațiile la distanță. Sau care l-am dat au fost în același loc, dar apoi au devenit relații la distanță. Spre exemplu, am avut niște prietene sau niște prietenii excepționale în facultate, dar odată ce am plecat din contextul acela comun, mi-a fost foarte greu. Adică, efectiv, n-am mai avut energia și, cunoscându-mă pe mine, am luat decizia asta ca mai degrabă să fiu cât se poate de prezentă în locul și în comunitatea în care sunt prezentă fizic. Și ce pot să întrețin pe de lângă, la de la distanță, cât pot eu și cât ține de mine să o fac. Dar ce vreau să spun și de fapt ce vreau să scot în evidență, pentru că da, unele relații se pot termina, că e conflict, că ce-o fi. Ce vreau să scot în evidență e că fiecare prietenie își are valoarea și importanța ei la un moment dat în timp. Și aia nu se poate pierde. Indiferent de cât de frustrant poate să fie pierderea sau dizolvarea unei prietenii. Și atunci aș fi curioasă, voi așa când vă gândiți în urmă, ce exemple vă vin în minte? Care sunt poate prieteniile cele mai semnificative pe care le-ați avut sau le aveți? Indiferent. Eu am mai mult de căutat în urmă, așa că cred că la Magda sunt mai proaspete. Eu am mai puțin, am crezut că asta o să fie problemă. cred că n-ar trebui să te, așa cum ați dat așa un sfat, n-ar trebui să te mai frustreze faptul că unele relații cumva au un termen limită. Cred că pur și simplu, nu știu, tatăl meu are o vorbă și zice, ăsta e mersul vieții. Și are dreptate, știi, uneori ăsta e mersul vieții. Cum zici, se schimbă etapa de viață, contextul și s-ar putea ca efortul pe care ar trebui să-l depui ca să mai întreții o anumită relație de prietenie să fie foarte disproporționat, adică nenatural. Deci pur și simplu nu trebuie să existe o anumită, știi, adică e mult efort într-o relație de prietenie profundă și ea e susținută prin efort și prin cumva dăruire de sine, știi, dar să nu fie disproporționat efortul ăla, știi, încât să te, cum zici tu, să te scoată din realitatea asta în care tu trăiești de fapt, pentru că trebuie constant să depui efort să menții o relație de prietenie la distanță, știi. Eu mă gândesc că la prietenii de la bloc cu care am crescut, în special aveam o prietenă, era o vecină, noi stăteam la 4, ea stătea la 5 și mergeam împreună la școală, eram tot timpul vara împreună în spatele blocului, eu eram tot timpul julită în genunchi, eram cea mai împiedicată, dar toți mă acceptau așa.
Deși era, ăsta au fost, au fost niște prietenii care au făcut copilăria mea să fie mai frumoasă și mai colorată, să zic așa, și dacă e cu roșu, știi? Da, au fost niște prietenii frumoase. Apoi... Mai țineți legătura? Din când în când, în anumite contexte, ne mai întâlnim, dar destul de rar, știi? Adică nu... După ce am terminat clasele 1-4, eu am mers la o altă școală, după aia la liceu iarăși am fost în licee diferite și cumva s-o răcit din punctul ăsta de vedere relația, dar de fiecare dată când ne întâlnim, cumva ce faci, cum ești, ce ai mai făcut, știi, cumva ne aducem la zi, știi, cu informațiile. Eu o să fac și eu acum o mărturisire. Adică dacă tot am mers pe direcția. La final fac și eu una, că nu se poate. Te rog, pregătește-te. Nu pot lăsa singură. Să nu rămână lucrurile așa. Eu n-am putut niciodată să întrețin relații de prietenie care să nu fie... Adică, nu știu, dacă intru într-o relație de prietenie, șansele îs că o să dau foarte mult acolo și nu am timp pe lângă așa mici relații de prietenie, știi, cumva nu înțeleg așa bine interacțiunile astea care nu sunt profunde, nu știu, adică numai așa pur și simplu salut ce faci, salut ce faci și după aceea te mai întreb acum că n-am venit nimic în comun. Ai mâncat la prânz. Depinde de momentul zilei în care vorbim. Da, probabil, știi, dar cumva mereu am căutat interacțiunile astea mai profunde, știi, și nu am avut parte de multe astfel de relații până acum, știi, dacă mai este timp, nu târziu. N-am avut, le pot număra așa, știi. Am avut în liceu o prietenă bună de prin clasa a 10-a, târziu am găsit-o, a 10-a, 11-a, nu mai știu exact. Și da, nu, trebuie să te menționez acum și pe tine, Ade, dacă suntem aici împreună, dar cam astea au fost pentru mine, așa, niște relații semnificative. Eu, pentru că sunt mai bătrâioară, pot să vorbesc despre prieteniile mele semnificative altfel. Am experimentat prietenii adevărate și foarte semnificative pentru mine și nu numai. Și cu persoanele fiind aici aproape, dar și la distanță. Acele prietenii care au fundamentul pe... inimă, pe conectarea de la inimă la inimă, nu țin cont de spațiu și de timp. De multe ori ne gândim că distanța ar putea să fie un impediment în a ține o legătură apropiată cu cineva. În cazul meu, chiar legăturile de prietenie la distanță s-au dovedit a fi cele mai semnificative pentru mine și sper, nădăjduiesc, fetelor, dacă mă vedeți, să fie și reciproca valabilă. Cred că prieteniile adevărate, care sunt și cele semnificative, pentru că pe celelalte nu le putem considera semnificative, fiind probabil conjuncturale, de scurtă durată, într-un anume context, s-a întâmplat, care au ne-am valoarea conectat. Lor pentru au, sigur, au valoarea lor respectivă. Și importanța lor și dacă ai putut să fii tu o prietenă cuiva, chiar pentru un timp scurt, e foarte bine că ai fost acolo și ai împlinit o nevoie sau ai avut un cuvânt de încurajare, ai ridicat un suflet, ai dat niște aripi, nu știu. Depinde cum te-a folosit Dumnezeu în contextul respectiv. Însă, prietenile semnificative pentru mine au fost cele în care am putut să fiu eu însă. Exact așa cum sunt. Și în care prietenele mele m-au iubit văzându-mă în cele mai rele momente ale mele. Cred că acelea sunt prietenii semnificative, pentru că atunci când tu nu ești în cea mai bună forma ta, nici nu poți să oferi tot ceea ce ai putea să oferi în relația respectivă. Și dacă atunci găsești un suflet care să te iubească, atunci, eu cred că putem vorbi despre o prietenie semnificativă. Cred că se cere o discuție despre ce înseamnă prietenie adevărată, dar pe asta o vom lăsa pe data viitoare, pentru că, Lidia, ai și tu niște gânduri pe care vrei să le continui cumva și de data trecută. Da. Și aș vrea să ne îndreptăm un pic atenția, pentru că și atunci am avut o discuție excepțională despre puterea cuvintelor și aș vrea măcar un pic din ce a rămas atunci să continuăm acum. Da.
Am vorbit despre puterea cuvintelor data trecută și mă bucur să fiu din nou alături de voi și să ducem această putere a cuvintelor mai departe în contextul relațiilor de prietenie. Și pentru a-mi introduce subiectul, m-am gândit eu așa că ar fi frumos să începem cu la început era cuvântul. A fost nevoie de cuvânt ca omenirea să fie eliberată din robia păcatului și să aibă parte de miracolul salvării ca să poată intra din nou în legătură cu Creatorul ei. Fără cuvânt, în legătura cu Dumnezeu ar fi fost întreruptă. Cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi și prin cuvânt am ajuns să cunoaștem adâncimea dragostei lui Dumnezeu și să experimentăm calea, adevărul și viața. Dar n-am fi putut să experimentăm toate acestea fără comunicare. Și îmi place tare mult că la baza relației cu Dumnezeu stă comunicarea. Și la fel e și cu relațiile interumane. Oare ne putem împrieteni cu cineva fără să vorbim cu acea persoană? Oare ne-am fi putut împrieteni vreodată cu Dumnezeu fără să vorbim cu El? Și tare frumos zice în Exod 33:11, Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Și mă înfioară lucrul ăsta pentru că îmi dau seama cât încredere până la urmă avea nu doar Moise în Dumnezeu, dar și Dumnezeu în Moise, pentru că atunci când vorbeau față în față, Dumnezeu îi încredința din planurile lui, din voia lui, din ce avea să facă. Domnul Iisus ne numește pe noi, cei cărora ne-a încredințat voia Lui, planul Lui și care am acceptat, prietenii mei. Ce privilegiu să fim numite așa, nu? Să facem parte din cercul de prieteni al Domnului Iisus. Fără o comunicare, relațiile dintre noi și ceilalți ar rămâne la un nivel superficial. Și n-am putea să le dezvoltăm și să ne atingem potențialul maxim în ele. Nu vom putea dezvolta relații de prietenie cu persoane pe care nu le cunoaștem, cu care n-am stat de vorbă niciodată, cărora nu le-am dat acces la noi, la cine suntem noi, la ce simțim, la ce gândim, la ce ne dorim de la ziua de mâine. Și ca să dăm acces, trebuie să intrăm în comunicare cu aceste persoane. În Proverbe, Solomon ne dă sfaturi pline de înțelepciune despre cum ar trebui să arate relațiile noastre și cum ar trebui să fie cuvintele noastre ca să aibă un impact în viața celor cu care interacționăm. Și în Proverbe 16:24 găsim așa frumos, cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet, și sănătoase pentru oase. Tot în Proverbe, cum înveselește unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Suntem chemate la astfel de cuvinte în relații și ca să subliniem mai mult importanța acestor cuvinte în comunicare și în menținerea unor relații sănătoase, de prietenie, dar și de lungă durată, de ce nu, pentru că am vorbit despre prieteniile, despre prietenii și despre durata lor, aș pune o întrebare. Cum pot cuvintele noastre să modeleze relațiile de prietenie astfel încât acestea să devină durabile, trainice și puternice? Cred că în primul rând trebuie să fie prezente, știi, cuvintele. Da, da. Categoric, dacă nu menții comunicarea cu o anumită persoană, relația se pierde, știi? Și în al doilea rând, sigur, calitatea cuvintelor, știi? Adică să construiești o relație bazată pe, nu știu, cuvinte de încurajare, cuvinte frumoase, știi? Adică dacă tu în mod constant o să rănești pe cineva prin cuvintele tale, șansele sunt că nu o să dureze foarte mult relația voastră de prietenie, știi?
Și cred că mai discutam tot data trecută când se făceam diferența asta între cuvintele se aducătoare de viață sau cuvintele care aducătoare de moarte. Știi? Adică puterea asta cuvintelor chiar și în relațiile de prietenie. Apropo de ce zici tu și apropo de proverbe, versetul pe care eu mi l-am notat aici, printre altele spune așa: moartea și viața sunt în puterea limbii. Și exact ce spui tu, Magda, cred că inclusiv într-o relație de prietenie putem să aducem viață sau putem să aducem moarte. Sună un pic exagerat, dar cred că e cât se poate de adevărat. Eu mereu, apropo de importanța cuvintelor și mai mult apropo de importanța încurajării într-o relație de prietenie, cumva poate că sună clișeic, dar eu mereu spun că încurajarea este așa oxigenul relațional, pentru că cu cât sunt mai multe și cu cât comunicarea este mai sănătoasă și cuvintele sunt mai alese și nu doar spuse la întâmplare, cu atât relația aia respiră mai bine, pe când lipsa lor sau cuvintele nepotrivite o sufocă. Da. Și atunci cred că aici e super important. Da, nu mereu vei avea cuvintele cele mai potrivite de spus și nu mereu vom ști exact ce să spunem, dar cu cât investim mai mult și mai intenționat, cred că cu atât vom pune mai mult oxigen în relația aia. Dar știi, mă gândesc la perioada asta care deja... Nu știu dacă mai putem numi și perioada asta de pandemie, că e pe perioada nedeterminată, văd că... Dar mă gândesc așa cum o schimbat dinamica relațiilor de prietenie, cel puțin pentru mine, în cadrul facultății. Și am văzut acum mai ales puterea cuvintelor scrise, știi? Pentru că majoritatea prietenilor sau prietenilor de la facultate cumva au mers fiecare la casele lor sau și cu ceilalți nu am mai avut, care au fost aici în Cluj, nu am mai avut ocazia să interacționăm la fel de mult, să ne întâlnim la seri de jocuri sau să stăm de povești așa față în față, dar cuvintele scrise au făcut de multe ori diferența și pentru mine cel puțin a adus de multe ori încurajare, pentru că a fost o perioadă dificilă, fie așa, să nu interacționezi cu colegii tăi, tot timpul să stai la cursuri online, seminarii online, tot online, și în online-ul ăsta, știi, a fost așa o bucurie, știi, când ai văzut că, nu știu, îți primești un mesaj de la o prietenă și te încurajează într-un fel, știi, sau scrii tu unei prietenești și îți spune că ai scris chiar la momentul potrivit, știi, și pot să facă, chiar într-o perioadă ca asta, știi, cuvintele noastre pot să facă diferența, știi, în viața cuiva. Cred că, apropo, spuneam mai devreme de ideea asta că în orice relație ne asumăm un risc. Când dăm din noi, ne asumăm un risc, cu ceea ce am oferit, ceea ce am dat, la un moment dat să fie distrus într-un fel sau altul. Dar cred că merită. Cred că merită comunicarea asta și în comunicarea din contextul prietenilor să dăm. Să dăm din noi, să oferim. Fără o comunicare autentică, nici măcar nu putem lega, zic eu, relații de prietenie adevărate și stabile. Cred că într-o relație de prietenie noi trebuie să lăsăm să cadă măștile, să ne deschidem sufletul, să spunem ceea ce avem pe suflet, să spunem ceea ce gândim. Poate uneori cuvintele noastre vor îmbrăca forma unui sfat. Modul în care spunem contează foarte mult, pentru că n-am vrea să fie interpretat ca o critică. Dar de multe ori sfaturile noastre sunt interpretate ca o critică și acolo putem să o dăm puțin în bară în relație și să pierdem, să destabilizăm puțin echilibru, pentru că putem fi interpretate greșit. Încercăm să arătăm că noi am fi știut mai bine să facem sau ar trebui să... Noi știm cum trebuie să facă persoana respectivă. Poate un sfat ar trebui să-l oferim doar atunci când ne este cerut. Iar dacă nu ne este cerut, când vine o prietenă la mine și îmi spune, ca să dăm și un exemplu practic, să nu vorbim de cuvinte numai așa, de dragul te-a vorbit despre cuvinte, dacă vine o prietenă la mine și îmi spune că se confruntă cu o problemă,
poate că eu văd soluția mai repede și poate că m-aș grăbi să o livrez. Dar poate că ar fi mai înțelept din partea mea să o ajut pe ea să găsească soluția. Și eu doar să dau dovadă de empatie, să fiu lângă ea, să arăt că îmi pasă de starea prin care trece, de situația prin care trece. Dacă pot să o ajut într-o formă practică, să o fac, dar să nu mă grăbesc să îi spun, uite, fă așa. Dacă mi se cere specific, atunci cu atât mai mult Dumnezeu ne cheamă să fim unelte, să ne slujim unele altora, să ne purtăm sarcinele unele altora și atunci, da, eu cred că așa ar fi bine să faci. Ăsta e sfatul meu. Și ancorându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, eu cred că putem și suntem capabile să venim cu cuvinte pline de înțelepciune, de har, care să dea sens și viață celor care îl aud de la noi. Mergând un pic mai departe, în limita timpului disponibil. În limita timpului disponibil, că întotdeauna avem problema asta la Adelina. Am o altă întrebare și poate pe scurt o să apucăm să răspundem la ea. În relațiile de prietenie deschidem și de multe ori încredințăm unei prietene, nu, de încredere, exact, din tainele noastre, din lacrimile noastre, din bucurile și din necazurile inimii noastre. Dar nu doar încredințăm, ni se și încredințează, pentru că nu doar noi acordăm încredere, ci și primim încredere atunci când cineva ne spune ceva tainic. Se întâmplă uneori ca relațiile la un moment dat să se încheie. Ce facem cu ceea ce ni s-a încredințat? Cât de important este să rămânem loiale acelei relații de prietenie chiar și după ce aceasta s-a încheiat? Mi se pare foarte faină întrebarea asta. Scurt. Promite să explorăm în episodul următor împreună. Da, scurt. Mi se pare o întrebare foarte faină și cred că odată ce înțelegi că prietenile au anumite etape și indiferent de modul în care lucrurile se finalizează, cred că datoria noastră e să rămânem loiale, știi, pentru că asta arată, în primul rând, faptul că tu valorizezi persoana respectivă, chiar dacă prietenia s-a încheiat, știi? Și faptul că la un moment dat în viață relația aia de prietenie ți-a adus bucurie, ți-a făcut bine, știi? Ai avut cu cineva cu cine să împărtășești lucrurile din viața ta, știi? Și e pur și simplu parcă un respect pe care tu îl arăți prieteniei pe care ai avut-o, știi? Care din diferite motive s-a încheiat, știi? Dar cred că trebuie să rămâi în continuare, știi, loială. Cred că loialitatea asta eu aș numi o credincioșie și cred că credincioșia noastră, inclusiv unii față de alții și cu atât mai mult cu cât spunem despre noi că suntem creștini și asta înseamnă că cea mai importantă poruncă după a iubi pe Dumnezeu este să ne iubim aproapele, indiferent ce s-ar fi întâmplat și cum s-ar fi întâmplat. Și atunci, din credincioșia față de Dumnezeu mai întâi și apoi față unii față de ceilalți, cred că trebuie să oferim această siguranță din credincioșie, din dragoste și din respect. Și mai mult, cred că trebuie să fim foarte, pentru că e așa de simplu, uai, ce mult ar fi de discutat și pe subiectul ăsta, dar cred că e atât de simplu, de multe ori cu ceea ce ți s-a încredințat, nu neapărat să te duci să spui altcuiva sau să bârfești, dar de multe ori să le folosești ca anecdote sau ca exemple, anonime. Tot nu se cuvine. Da, tot nu se cuvine, așa este. Și dacă rămânem credincioase lui Dumnezeu, ne vom construi modele de prietenie pornind de la modelele de prietenie pe care le găsim în Biblie și de la modelul de prietenie pe care Iisus ni-l oferă. Și atunci cu siguranță nu vom aduce atingere în felul acesta unei relații de prietenie unei persoane care la un moment dat ne-a fost foarte aproape și care a avut curajul să se facă vulnerabilă, să ne spună lucruri prețioase pentru ea, pentru că fie că este o bucurie, fie că este o lacrimă, ceea ce cineva ne împărtășește este valoros și trebuie să ținem cont de valoarea ce ne-a încredințat. Timpul cu voi este mereu atât de prețios.
De-abia așteptăm... Și scurt. Și scurt, deci da. Deci eu nu dar... pot să cred că s-a încheiat emisiunea. De-abia aștept să, să reveniți, pentru că sunt atât de multe lucruri importante pe care n-am reușit să le... să, nici măcar să le discutăm și cred că sunt atât de necesare și pertinente la viața de zi cu zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul ăsta. Mulțumim și noi. Vă mulțumesc și vouă că ați petrecut timp cu noi. Sperăm din toată inima că au fost cu adevărat conversații care contează și, cum spun mereu, pe care le veți duce mai departe. Până ne revedem săptămâna viitoare, vă doresc mult bine și mult curaj în tot ce aveți de făcut. Pe data viitoare!